Бунга сидит приятень, сент Михай, спануку. Он видео деспре портофел coin payments. Cine nu știe acest portofel este unul din cele mai cunoscute portofele pentru criptomonede. Ei au creat moneta lor CPS Coin, care se dă gratis pentru fiecare care se înregistrează pe acest portofel 100 de monede. Deci o monetă costă 10 cenți acum. Moneta a apărut pe 17 martie și deja timp de o lună a crescut 100%. Deci ea a fost 5 cenți. Și se poate de cumpărat această monetă dacă dorim. Ia vă creștem preț. Deci ei vor vinde monete de 61 de milioane de dolari. Deci, dar nu e obligatoriu. Deci la înregistrare primim 100 de monete gratis și 25 de monete pentru fiecare referral care se înregistrează după linkul nostru. Deci, cine este înregistrat în acest site, acest portofil, trebuie de intrat în acest cont, de apăsat pe CPS Option, atriile și apoi de apăsat pe Transfer History. Deci eu inițial când am intrat în cont, eu de mult sunt înregistrat, la mine, uitați, era așa ceva. Era 0 și 0. Și am apăsat pe CPS. Și după ceea ce am apăsat, a apărut istoria transferurilor. Deci vedeți data de 17 aprilie la ora 2:28. Numai ora 4 și 18, tot 17 aprilie. Și în cont mi-a apărut 100 monede. Deci n-a trebuit nimic să fac ori altceva, doar trebuie să apăs pe butonul acesta verde. La fel, care abia vor să se înregistreze, cușul o să indic cum facem înregistrare. Pe urmă, dacă o să vreți să invitați pe cineva, intrați în account și Affiliate Tools. Acolo găsiți linkul de referral. Deci eu uitați-o aici, îl copiați și îl dați la cunoscuți. Acesta, ori poate acesta. Și aici mai spune că monetele, dacă nu le ținem în portofel, vom primi 25% anual. Sau total în 5 ani. Deci o să vedem. Ideea care că să folosim această monetă la tranzacții. De ce s-a creat această monetă? Deci, de pildă, noi când transferăm Bitcoin, undeva tranzacție poate fi 2-3 dolari. Dacă nu vrem să cheltuim Bitcoin, noi putem să ne achităm cu această monedă. Dacă o avem pe balans. Deci asta e ideea. Deci ca să nu cumpărăm monedă dată, facem înregistrare și pe urmă, când vom face transfer, la urma urmei, putem vinde moneda aceasta și peste jumătate de an, de pildă, dacă ea ajunge 100 dolari monedă. Așa ceva poate să fie. De la 10 cenți, cum e acum. 100 de dolari moneta, 100 de monete este 1000 de dolari. Puteți uitați știu, pe 1, pe 2 de acest portofel, principal să nu uitați parola și să vedeți ce să fie cu moneta dată. Tot poate fi. Deoarece ea crește în preț, căci permanent se folosește la tranzacții. Cine știe de această monetă deja? Acum dați să ies de pe ce site și arăt cum facem înregistrare. Deci sub acest video este un link pe care dacă apăsăm,
Часы дискиди, окошу варет, мусовиди, и попередом усу салва. И че треба са пасам пи сигнал. Унди, крием конт нов, индикант логину дорит, визерный, майрос имейлу, репетем имейлу, парола крием, репетем парола. Скрие, ка ну май пуцин 10 характери, трябва да литери мар, цифри и символ спечал. Литери мар, литери мика, цифр, символ спечал, парола. Пи урма, aici alegem localitatea de unde suntem. Dacă nu este, dar ca pentru fusul oral. Ca pe site, timpul să fie concordat cu coordonatele noastre locale. Deci nu-ți primească diferența în ore, 2, 3, plus 4, minus 5 ore. De ce aici alegeți, știu, de unde sunteți? Din Europa, de pe ele, este Odeți Chișinău, este București. Apoi, aici BFM, BFM, mai jos. Aici introducem codul, care îl vedem aici, și apăsăm pe registru. După aceea verificăm poșta electronică pentru a activa înregistrare. Apoi deja putem intra în cont cu parola și e-mailul indicat la înregistrare din login. Dacă ați activat e-mailul, apoi vă vine încă un cod pe e-mail de intrare. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.